Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț este în continuare preocupat de găsirea celor mai eficiente măsuri de combatere a muncii la negru în societățile nemțene. În luna ianuarie au fost realizate acțiuni de control la peste 122 de agenți economici din județ. În luna ianuarie, în domeniul relației de muncă, a fost verificat un număr de 122 agenți economici. Cu prilejul controlorilor au fost aplicate un număr de 7 sancțiuni contravenționale, din care 5 amenzi contravenționale, însumând 41.500 de lei. Respectiv două avertismente pentru încălcarea dispozițiilor legii 53/2003, modificată și completată codul muncii, și hotărârii de guvern 500/2011. Au fost depistați de asemenea doi angajatori, la care lucrau 3 persoane fără forme legale de angajare. Cuantul amenzii aplicate pentru munca fără forme legale de angajare a fost de 30.000 de lei. De asemenea, 78 de persoane au contracte individuale de muncă registrate cu încălcarea dispozițiilor articolului 4 alineatul 1 litera A din hotărârea de guvern 500/2011, angajatorii transmițând datele din contractul individual de muncă târziu, fiind încălcate aceste dispoziții, s-au dispus în același timp 61 de măsuri pentru remedierea neconformităților. S-au aplicat un număr de 2 sancțiuni contravenționale, din care o amendă valoare de 5.000 de lei și un avertisment contravenționale. Inspectorii ITM Neamț au dispus în cazul societăților controlate termene de remediere a disfuncțiilor găsite. Aceștia atrag atenția asupra flagelului pe care îl reprezintă munca la negru, dar mai ales asupra faptului că salariații sunt cei văduviți de drepturile pe care le conferă statutul de angajat cu forme legale de muncă.